cred și nu consider normal ca 4 ani de zile, indiferent că te-ai mai plimbat, că n-ai fost la concert CSE-ului Casei de Asigurări Județene tot timpul, nu cred că este normal să n-anunți din 2009, 2010, 2011, 2012 să n-anunți nimic. Deci, din punctul meu de vedere, vina majoră se află la Casa de Asigurări de Sănătate Județene Vrancea. Și consider că domnul director Mihai Covaci ar fi trebuit să-și dea demisia de mult pentru gafa de proporții pe care a făcut-o în perioada asta. Deci, am tot răbdat, am tot stat până acum, dar deja lucrurile nu sunt cum ar fi. M-am interesat, am fost la ANAF, am vorbit cu ei, problemele le-am dat. Deci, din punctul lor de vedere, vina este la Casa de Asigurări Județene Vrancea. Și mai mult, am informații, sper să nu fie adevărate și cred că am să solicit oficial și am să fac o hârtie sau să văd prefectura să comunice acest lucru. Există și am informații că s-ar fi primit documente de impunere pe amândoi membrii ai familiei. Deci oamenii au vândut ceva ce au fi vândut produse agricole, grâu, struguri și au primit și unul și altul aceeași sumă de plată. De două ori. Deci sunt foarte multe chestiuni dintre astea greșite, trimise paiurea, deci nu, deci e o nebunie care putea fi stopată. Eu întreb dânsul din Jariște, oare neamurile lui au plătit? Deci haideți să fim personabili. E un document, cu care se poate începe și se poate depune. Eu știu că pe hârtie scrie în 30 de zile. Este bine să o depună cât mai repede, pentru că cu cât e mai evident, poate mai bine depus, că se scurtează din termen, eventual poate să și ataci în contencios în același timp. De ce? Noi vom face proiectul de lege, dar proiectul de lege sau vom solicita ordonanță de urgență. Nu pot să știu dacă este sau nu este. Promisiuni sunt. Am vorbit și cu președintele Consiliului Județean, președintele PSD-ului și spune, bă, mie mi-au promis. Bun, eu am experiența lucrului direct în Ministerul de Finanțe. Eu n-am discutat doar cu miniștri, am fost și am discutat și cu cei care trebuie să facă documentele cu care trebuie să vină la semnat. Și vă spun că e posibil să mai dureze. Și atunci cea mai bună treabă pentru noi, nu ne trezi că suntem buni de plată, cea mai bună chestiune este ca toată lumea să facă asemenea hârtii. Mai mult, mergeți, luați legătura cu primarile, vom pune la dispoziție toată documentația necesară. Se poate face cu un salariat din primărie sau cu un, uite cum e, domnul viceprimar, cred că sigur îți va duce el în numele tuturor, se poate face un document de însărcinare a unei persoane care să păia dosarul cu totul și să depună. Dar cererile trebuie depuse în nume personal de către cineva pentru fiecare. Nu cred că pot fi depuse în nume colectiv. Mă rog, sunt mai multe discuții, dar treaba este că trebuie luate aceste lucruri și oamenii trebuie să facă documentația necesară și să o depună. Părerea mea că pot avea câștig de cauză. Pe cei și ne spun că pot să aibă câștig de cauză. Foarte important de înțeles încă un lucru este că deja au fost trimise deciziile. Asta înseamnă că începând de luni, dacă nu cumva unii dintre cetățeni le-au și primit, vor începe să primească aceste decizii. Din momentul în care au primit decizia cu data poștei, încep să curgă termenele în care dânșii trebuie să facă contestațiile. Îi rog prietenește să facă cât mai repede demersul cu putință, pentru că există niște termene în care trebuie să se încadreze. Aici procedura spune că întâi trebuie făcută o contestație la Casa de Asigurări, astfel încât, iar Casa de Asigurări le va da un răspuns, după care să face un atac în contencios administrativ. Deci să urmeze aceste proceduri cu urgență, să facă aceste hârtii. Am trimis și am discutat cu toți primarii și viceprimarii și în continuare vă spunem că aveți la dispoziție la sediul nostru, există, aveți numerele de telefon în comunicat unde ne pot contacta primarii, viceprimarii și orice altă persoană interesată în detalii. Dacă există ceva care crede că nu înțelege, să ne sune, nu este niciun fel de problemă, astfel încât să se întâmple lucrurile în termenele stabilite, pentru că odată depășit acest termen, posibilitatea de a ataca nu mai există. Deci, insist pe urgența depunerii acestei contestații. Vis-a-vis de
O primă informație care am avut-o este că se pot face și acțiuni colective, însă în principiu ar fi bine să se facă acțiuni individuale, deci nu colective, pentru că știu eu, dintr-o eroare materială sau știu eu de altă natură, se poate ca dintr-un tabel cineva să nu fie prins și atunci decât să apară o situație de aceasta, mai bine să se facă individuale.